la Zâmbreni și să fie astăzi aici o sărbătoare. Vreau să felicit toți zâmbrenienii cu hramul acestei localități. Este o sărbătoare sfântă și trebuie să ne distrăm, să ne bucurăm din plin. Să ne trăiți la mulți ani! Bun, stimat asistență, cu deosebită plăcere, vreau să-i ofer cuvântul celui care satul se mândrește că are o deputat. Îi spunem cu totul domnul Anatol. Domnul Anatol, poftim! Domnule primar, domnule președinte a raionului Aloveni, mulți stimați oaspeți, mulți stimați zâmbreneni, dați-mi voie să vă salut, să vă spun Hristos înălțat. Să știți că de fiecare dată cu o deosebită plăcere mă întorc aici, acasă, când am nevoie să mi încarc, să zicem așa, bateriile, să pornesc iarăși la o muncă, la o lucră, mai tot timpul vin acasă, pentru că aici întâlnesc oamenii care mă susțin, aici întâlnesc oamenii care mă cunosc și mă îndrumează de fiecare dată. Să știți că mă mândresc deosebit de mult cu satul meu natal, cu tot ce se face și cu ajutorul primarului și cu ajutorul consătenilor mei. Vreau să vă aduc sincere felicitări întregului sat cu această sărbătoare frumoasă. Este sărbătoarea satului Zâmbreni, hramul satului Zâmbreni. Să știți că mă mândresc cu ceea ce domnul primar ați organizat și vreau să vă felicit din tot sufletul cu organizarea acestui festival frumos, cu cea de-a 6-a aniversare. Să știți că tot timpul am să mă duc aportul cu tot ce aici pot în dezvoltarea localității noastre, satul Zâmbreni, și tot timpul veți fi susținuți prin tot ce vom putea, prin intermediul Parlamentului Republicii Moldova, a Guvernului Republicii Moldova, și dați astăzi să uităm tot de ceea ce numim noi susținere materială. Astăzi avem nevoie de susținerea aceasta sufletească. Am venit aici toți să ne bucurăm, să cântăm, să dansăm